Vă salut prieteni și bine v-am găsit pe canalul Salut Europa TV, aici unde tratăm cu respect și corectitudine toate informațiile, subiectele și legile din Germania pe baza cărora vorbim în videoclipurile canalului. Subiectul nostru de astăzi este cine plătește costurile de remorcare după un accident de circulație cu mașina. De la bun început este bine de știut că persoanele vătămate au dreptul la rambursarea costurilor de remorcare în urma unui accident de circulație. Nu orice accident se termină ușor. Dacă un vehicul este avariat atât de grav încât nu mai poate fi condus, este clar că nu trebuie lăsat la fața locului și că trebuie să fie remorcat către cel mai apropiat serviciu de reparații. Acest lucru cauzează uneori costuri mari, mai ales atunci când mașinile trebuie tractate de pe autostradă, iar companiile de remorcare percep taxe mari și din acest motiv costurile de remorcare după un accident sunt adesea un punct de dispută între cei implicați în acel accident. Cine ar trebui să plătească? Costurile de tractare a mașinilor avariate în accidentele rutiere trebuie să fie din punct de vedere financiar în limitele locale obișnuite, iar tractarea se va face numai până la cel mai apropiat servis auto de reparații. Toate costurile accidentului, sunt de obicei acoperite de asigurare de răspundere civilă auto a persoanei care a, a provocat accidentul, iar costurile pentru deținerea temporară a vehiculului avariat la firma de remorcare sunt acoperite de obicei de către asigurarea vehiculului. Regula de bază este: oricine a provocat un accident trebuie să plătească costurile avariilor accidentului rezultate ale victimei accidentului iar acest lucru este de obicei acoperit de către asigurare de răspundere civilă a persoanei care a provocat accidentul. Dacă mașina dumneavoastră a fost evident atât de grav avariată într-un accident încât costurile de reparație depășesc valoarea reziduală a mașinii în sine, se numește daună totală. Un vehicul avariat în acest fel nu este de obicei reparat și nici tractat până la cel mai apropiat serviciu auto. Prin urmare, în acest caz, asigurarea plătește doar taxele care sunt suportate pentru transportul la următorul punct de reciclare. De obicei, victimele accidentelor sunt indecise și cad adesea într-o capcană atunci când transportă vehiculul care are o daună totală la locul lor de reședință, adică acasă dorind să se gândească la ce să facă în continuare cu EPAVA. Când vine vorba de rambursarea costurilor de remorcare în cazul unei daune totale ale unui vehicul, compania de asigurări adversă trebuie doar să ramburseze suma de tractare până la cel mai apropiat centrul de reciclare auto, nici de cum până la reședința victimei accidentului. Dacă o reparație poate fi exclusă din cauza amplorii avariei vehiculului și ar putea depăși valoarea reziduală a vehiculului, persoana care a provocat accidentul trebuie să plătească costurile de remorcare după accident, în aceeași sumă cu o deplasare până la cel mai apropiat centru de reciclare. În prezent nu există o reglementare legală care să reglementeze prețul maxim sau minim pentru costurile de remorcare după un accident. Pentru că fiecare companie de remorcare poate valida ea însăși prețurile și, de exemplu, poate percepe taxe și suprataxe în zilele de sărbători, în weekend și după un program normal de lucru. Așadar, costurile de remorcare cresc de asemenea pentru distanțe mari, de, pentru distanțe lungi sau mai complexe deoarece nu există o structură de preț obligatorie din punct de vedere juridic pentru serviciul de remorcare. Așadar, costurile pentru o remorcare pe o distanță de aproximativ 10 km sunt în medie între 120 și 200 de euro, iar pentru fiecare kilometru suplimentar vă puteți aștepta la costuri suplimentare de 3 euro pe kilometru. Așadar, dacă trebuie să aveți vehiculul remorcat de la peste 30 de km, taxele pot varia între 180 și 260 de euro, chiar și mai mult. Persoanele rănite, victime ale accidentelor rutiere, pot solicita de asemenea prejudicii fizice și psihologice de la compania de asigurări adversă de la persoana care a provocat accidentul. Aceasta este compensarea pentru durere și suferință, la care părțile vătămate au desigur dreptul. Eu cam atât am avut de spus despre subiectul în legătură cu subiectul nostru de astăzi și sper ca informațiile pe care vi le-am adus vă sunt de folos. Cu voi a fost ca de fiecare dată Cosmin de la Salut Europa TV și până pe data viitoare vă doresc numai bine și sănătate!